Municipiul Târgu Jiu participă la cea de-a doua ediție a concursului Orașul Reciclării. Competiția se desfășoară în perioada ianuarie-iunie 2014. Pentru a reuși să câștige acest concurs, municipalitatea trebuie să-i convingă pe târgujeni să respecte regulile colectării selective. Este vorba de colectarea selectivă în oraș, ce cantități adunăm, ce calitate de deșeuri sunt adunate și colectate în containere speciale sau în acei saci galben care sunt folosiți de operatorul de salubritate. Sper să nu numai să creștem cantitatea, dar și calitatea deșeurilor colectate și unul din scopurile acestei conferințe de presă este de a ajunge la cetățeni solicitarea noastră de a folosi așa cum trebuie cele peste 250 de containere pentru colectare selectivă amplasate în oraș, adică containerul pentru peturi să conțină peturi, containerul pentru hârtie să conțină hârtie, nu invers. Conducerea societății de salubrizare Polaris M Holding spune că cetățenii din municipiul nostru s-au obișnuit în ultimii ani cu sistemul de colectare selectivă. Chiar și așa, încă mai sunt persoane care aruncă gunoiul la întâmplare, motiv pentru care angajații Polaris vor derula o campanie de informare a târgujenilor pentru a învăța să arunce deșeurile menajere în mod corect. Vom începe din nou acele campanii, să mergem din poartă în poartă la cei cu sacul galben, deoarece încă mai avem situații în care oamenii folosesc acel sac galben pentru a arunca în el resturile de prin curte și nu înțeleg că acel sac galben a fost dat pentru a strânge gunoiul selectiv. Vom merge iar pe la asociații de proprietari și vom încerca să punem echipe la diferite platforme din oraș, în așa fel încât oamenii când vin să arunce gunoiul, acel reprezentant al firmei noastre să stea lângă el și să-i spune: domnule, nu arunci gunoiul cum ar trebui, arunci greșit. Practic, și în perioada următoare, noi vom merge foarte mult pe teren, vom face campanii atât cu asociații de proprietari, atât din poartă în poartă la cei care stau la case, cât și cu unitățile de învățământ. Punem un accent foarte mare pe reciclare, punem un accent foarte mare pe ceea ce înseamnă un mediu curat. În primele două luni ale anului au fost colectate selectiv 40 de tone de deșeuri menajere. Reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu fac un apel la cetățeni să arunce gunoiul din gospodărie în mod corect, pentru ca municipiul nostru să fie mai curat, dar și pentru a câștiga trofeul competiției Orașul Reciclării 2014.